Salutare și bine v-am regăsit din nou pe acest canal. Astăzi o să jucăm episodul cu numărul 2 din GTA San Andreas Definitive Edition, noul joc apărut de la Rockstar Games, care face parte din trilogia recent apărută. Și hai să vedem ce ne va aștepta în acest episod. Uite, suntem acasă la Ryder, vecinul nostru, tovarășul nostru, care totuși, după cum bine știți, sau poate unii dintre voi nu știți, la un moment dat o să ne trădeze. Atât el cât și Big Smoke. Bun, deci în episodul trecut ne-am reîntâlnit acolo cu la cimitir cu Sweet, cu Kendall, fratele și sora lui CJ. Cu Big Smoke ne-am întâlnit chiar la început. Și la fel și cu Ryder și am fost atacați de Balas. Fugit acasă și am mers acum până la Ryder. Hai să vedem în controlul trebuie să o luăm. Din câte țin eu minte, trebuie să mergem la freezer. Trebuie să ne facem o freză nouă. Hai să vedem dacă e ceva schimbat acolo la freezer. Sper să fie ceva freze noi sau ceva de genul. Da, totuși nu cred că o să fie. Având în vedere că e doar remaster, jocul nu este un remake. Precum a fost, de exemplu, Mafia 1. Remake-ul de la Mafia 1 a fost diferență ca de la cer la pământ. Deci dacă cei de la Rockstar făceau remake-uri de la jocurile astea, măcar de la GTA Vice City sau San Andreas, măcar de la unul dintre ele, era total altceva. Dar sunt mulțumit și de acest remake, remastered, mă scuzați. Bun, și hai să vedem aici ce freze avem. Ca de obicei am 350 de dolari. Hai să o încercăm pe... Nu știu, cred că pe a doua. Hai să vedem. Da, nu pare cine știe ce, adică pare cam ca și jocul vechi. Aceeași freză, aceeași barbă. Da, aceeași treabă. Încercăm pe toate. Sau... Deci, nicio modificare nu este aici. Absolut niciuna. Ok, de flat top încă nu avem bănuți. Eu zic să rămânem cu asta. Așa v-am întrebat, e parcă ați putea răspunde. Classic. Hai să o lăsăm pe a doua, zic. Și să nu ne lungim, să plecăm de aici. Bun. Hai să ieșim afară. I-am stilat. Și ne așteaptă Ryder. Deci ții minte că în jocul GTA San Andreas, originalul, scruma de la țigară, focul de la țigară lui Ryder, zbura în aer. Aici văd că au refăcut acest detaliu. Uite acolo și pancarda, mi se pare mult, mult modificată. Sigur nu era asta jocul original. Bun, și hai să mergem la pizzerie. Și îmi place foarte mult că avem checkpoint aici.
Bun. Aici Don't ne blame them învață for not liking cum you. să mâncăm. Usable Hai cheese and fat, sir. să vedem ce avei de mâncare. Cred că e același meniu, nu știu, habar n-am. Sincer, nu mai țin minte. Animațiile, parcă le știu așa, cutia aia de pizza. Sunt cunoscute, dar salata asta nu știu. Dar totuși, având în vedere că e remaster jocul, clar trebuie să fie aceleași meniuri. Aceleași opțiuni. Și aici, țin minte că ne-a atacat cineva, da? A, nu, ăsta e Rider. Give up the money. Sau This nu? is Ray. Ryder, not this again. It ain't me, fool. A, What ba else da, is e at Rider. fault? I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Rider a vrut să jefuiască această Oh, pizzerie, shit. dar... Run! Da, îmi aduc aminte de această scenă. This pizza Bun, parlor's și hai no să fugim. pushover. Mi-a dat una cu shotgun-ul. What you waiting for, fool? Take us back to the grove, motherfucker. Oh, cum a rămas acolo. Ha. E cam buguit Hop in, jocul. CJ. Asta e. Măcar ne-am ales cu un shotgun. Încă nu o să folosesc coduri. Vedem pe parcurs dacă voi folosi sau nu coduri. E mai distractiv așa. Ok, hai să mergem acasă. Grove Street. Bun. Și am și ajuns. Mergem aici frumos. Parcăm la Rider. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Ok. Zice să mergem la suite. Asta cred că o să fie misiunea aia cu graffiti. A zis ceva de graffiti. Ții minte și acea misiune. Hai să vedem ce face suite. Mergem cu shotgun-ul la el. Direct. A, da. Te se joacă basket cu Big Smoke. Come on, man, give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ, let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit Bun. Shit up. Start with our own set first. Da, ne-a dat spray-ul. Clar, misiunea e cu grafite. Let's see what you got, poor chap. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Bun, se pare că să vină și el cu mine. Și hai să plecăm. Știu că o să dăm la un moment dat și de niște băieți de la Balas. Nu o să putem noi să le vopsim teritoriul așa cu grafiti în liniște. Da, nu o să fie o problemă asta. A, parcă țin minte că și dacă te vedea poliția era o problemă. Primeai stele sau ceva. Bun, deci zice că mai sunt două aici în cartier. A, una era chiar aici. Și să... Suit, cred că ne va aștepta mașina. Bun. Hai să mergem să facem treaba. Aici mai dăm și noi o tură.
A modificat, evident, și grafitiul. Bine, bănuiesc că nu mai are rost să mă tot repet că am modificat aia și aia, dar sunt unele chestii care n-ai cum să nu le observi. Și să ți se pară chiar tare aceste modificări. Mai ales având în vedere că am jucat și jocul ăsta foarte mult timp. Sincer să fiu, dintre aceste trei jocuri, cel mai mult am jucat GTA Vice City. Am jucat și GTA 3. Poate la fel de mult ca GTA San Andreas. Știu că era perioada aia în care nu aveam internet, asta era prin 2010, cam așa. Și uite aici, cred că sunt băieții de la Balas, da? Deci era perioada aia în care nu aveam internet și am făcut rost de GTA Vice City și l-am jucat o grămadă. Abia într-un final am reușit să fac rost de GTA San Andreas după mult, mult timp. Uite, a venit și un polițist după mine. Principala problemă în a face rost de acest joc. Deci cred că o să avem mari probleme. A fost că jocul avea în jur de 4 giga și eu aveam doar un CD-ROM. Și m-am tot chinuit să-l pun pe mai multe CD-uri de la un băiat. Dar n-am reușit. Pentru că știu că era un fișier care avea în jur de 1 giga, 1 giga jumate și n-am un CD are 700 de mega și... ce s-a întâmplat aici? Uite, acum văd și eu că mai am foarte puțină viață. Sper să scap. Bun. Aici cred că trebuia să mă sui acolo sus. Și abia după vreo 2 ani Știu că am făcut până la urmă rost de joc. Asta după ce aveam internet. Bun. Deci ce hez mi-am luat când am ieșit afară. Oh, serios. Aici e checkpoint-ul. Bun, hai să mergem înapoi. Bun. Poate chiar și mai devreme. De 2010 jucam eu GTA Vice City, sincer să fiu. Nu mai țin minte exact. Am jucat tot felul de GTA Vice City-uri. Tot felul de moduri. Știu că era GTA România, GTA Underground sau nu mai știu cum. Am jucat foarte multe variante. Tot felul de mașini. Știu că erau unele în care nu puteai să faci misiuni deloc. Bun, hai să... Iar m-a văzut poliția. Ok. Hai să terminăm repede această misiune. Ok, și prea puțin. Wow, a venit și polițistul.
Am lovit și deja am două stele. Asta nu e ok. Hai să încercăm totuși să... Să vedem, pot să fac misiunea cu poliția după mine. Și ce mai vreau să zic, trecerea de la GTA Vice City la GTA San Andreas a fost next level. Clar. Mai ales când, când știam că pot să nos pe joc. Era un lucru... Wow! Și avem 6 graffiti-uri din 100. Nu le-am avut niciodată 100 făcute. Doar când mai descărcam ceva salvări. Ok. Trecu frumos peste polițist. Și hai să mergem spre casa. Sper să scap de stele. Dacă nu știu că puteai salva, dacă ieșai afară, scăpai de stele. Chiar dacă nu încărcai acea salvare. Ok, bun. Cam atât a fost și cu acest episod. Bănuiesc că primim iar respect plus. A, uite, ne-a dat și $200. Foarte tare. Bun. Deci cam atât a fost cu acest episod. Toate cele bune. La revedere.